Partidul Democrat din Moldova avertizează că la ora actuală ne confruntăm cu cea mai serioasă criză demografică. Cauzele principale ale acestei crize sunt fertilitatea scăzută și migrația populației. Potrivit datelor statistice, din cei 1 milion de cetățeni plecați peste hotare, 60% sunt femei la vârstă productivă. Totodată, Republica Moldova înregistrează cel mai mare număr de copii care cresc fără unul sau fără ambii părinți. PDM avertizează că deja în anul viitor se va înregistra un proces brusc de îmbătrânire a populației din Republica Moldova. De asemenea, este în creștere mortalitatea și îmbătrânirea populației din Republica Moldova. La fiecare 1000 de persoane decedează cu 2 persoane mai mult decât se nasc. Și conform prognozelor, pe noi ne așteaptă prin anii 2010 această îmbătrânire a populației foarte bruscă, pentru că în această perioadă vor intra în vârstă de pensionare cetățenii născuți în anul 1948-1950, care de fapt sunt de 2-3 ori mai mulți decât cei precedenți. De fapt, ceea ce se vorbește la noi și se pune accentul că avem o stabilitate și avem o creștere economică în Republica Moldova, nu este adevărat. Noi nu avem nicio creștere economică. Noi suntem într-o stagnare foarte profundă, fiindcă niciodată în istoria umanității n-au fost înregistrate succese economice sau creștere economică fără creșterea populației. Membrii PDM susțin că de mai bine de 15 ani în Republica Moldova nu se mai fac niciun fel de prognoze demografice. Toți factorii menționați mai sus derivă de la nivelul avansat de sărăcie în care s-a pomenit Republica Moldova, lucru care determină la rândul său familiile să se limiteze la nașterea unui sau cel mult 2 copii. Iată, o mamă care nu are loc de muncă și are copii mici, cu indemnizație de 50 de lei pentru copilul până la vârsta de 3 ani. Cum poate să întrețină acest copil, spuneți-vă rog, fără loc de muncă și cu indemnizații de la stat cu 50 de lei pentru copil lunar? Când noi știm că numai o pereche de cizmulițe sau de sandăluțe costă 300-400 de lei. Alt exemplu, în discuție cu o mamă care are 4 copii și primește indemnizații de 50 de lei numai pentru un copil, deține 3 cote de pământ pentru care trebuie să plătească impozite statului peste 2500 de lei pentru aceste cote. Dar de la stat primește 50 de lei pentru un copil, având 4. Și noi știm că în agricultură care sunt veniturile țăranilor noștri. Și nu zadar statistici sau cei care fac aceste expertize demografice și spun că Republica Moldova s-ar confrunta spre anii 2050, dar nu este atât de departe acest an 2050 și ar fi depopulat și ar fi peste 1 milion și ceva de populație, dacă am continua în aceste ritmuri.